încă o dată pentru Andreea originală, băgăm încă o fasole originală. Avem conserva asta, Andreea? Olo, ea nu mănâncă conserve, ea mănâncă la restaurant. Că n-are bani. Ești ta. Bă, ea nu mănâncă, mănâncă aici, pe YouTube. Care e mai mișto? Nu. Ia uite. Halin Calum, la Matul. Eu și când a fost invitarea la restaurant, m-am dus. De ce dacă să fac acolo când am bani? Da, că Andreea n-are bani, dar are. Că de aia fac. Păi să vezi după aia. Bă, lumea reinserție socială. Bă, de obicei oamenii n-au bani. Bă, i-au văzut prea mult. Îți dai seama că ea, bă, nu va accepta. Zice, ce pula mea să caut cu ăsta cu bani așa de mult. Da, fără mișto. Păi, nu știu ce. Păi, nasol. Ca să, hai ca să vă zic eu secretul cum e cu prieteniile, că noi suntem prieteni. Trebuie să aveți ceva în comun. De astăzi, voi prieteni, aveți prea mulți bani și aia cu bani se combină cu aia cu bani. Aia fără bani e o pulă. Și voi mergeți așa, hai. Mișto că nu am dat de voi. Dar voi ați dat de mine. Imediat veneați peste capul meu. Ce dracu căutați mă la mine? Că eu n-am bani. Ce vreți să-mi iertați că aveți bani? Știu deja că aveți bani. Nu mai mi-a arătat. Că n-am ce să fac cu banii voștri. Și dacă fac rost de bani, oricum nu mă combin cu voi, că voi sunteți proști. Păi cum? Da, sunteți proști. Voi aveți bandă în sugeră de pula. Care nu știu cât o să meargă, dar nu mă interesează. Banii trebuie produși dintr-o afacere sau ceva, un proiect. La voi dă sugeră de pula. Că vă dă unul sau altul. Sugeră de pula. Păi cum? Da. Ia să vedem câtă sugeră de pula e. Vreți să vă prezic viitorul? Sunt mama Omita. Cum zicea aia la Caterin. În 2-3 ani nu mai aveți bani. Aaaa! Păi de-aia suntem disperați. Că ne-am dat și noi seama. Da. Nu mai aveți bani. Că ăia care vă dau, nu contează ce e. Fonduri, pula mea, sponsor. Bă, ce pula mă faceți, bă? Păi, păi cam puțin. E cam de căcat. Și nici puțin nu e. Nu e nimic, de fapt. E doar de căcat. Voi ce puteți invoca? Păi e mișto și căcat. Eu o să zic că, bă, să-mi bag pula. Ne băgăm banii în căcat. Aia... Păi da, că... Uite așa. Bun, de mi-i stigă. A, uite la aici.
Deci, Andreea, pui eu. Ce bag eu aici, la glande? La 6 și 20 dimineața. Andreea pune acum, cred că doar. Stă cu mâna la pizdă și își bagă pe limbic. Stai, aul, iartă. Tu nu te masturbezi. Ai fi prima de lume care nu se masturbează de îngrășeală. Mamă, cât de porc sunt. Nu știam că gagicile se masturbează. Da, bă, se masturbează de îngrășeală ca să se antreneze pentru ca să se căsătorească. Își cunoaște corpul, asta e. Și după aia se cunoaște cu un bărbat sau cu mai mulți, 1, 2, 3, ceva. Prea mult nu poate să bage, că n-are ani mulți, unele mai mulți, mai puțin, dar până la urmă se oprește la unul. Dar până să facă chestia asta, își bagă în pis de multe chestii. Toate alea. Și se gândește la pulă. Paolo, păi cum? Da, pula. Andreea originală. Tu crezi că eu n-am cunoscut oameni normal? Eu că normal. Da, mă, mai trag o labă, mai nu știu ce. La nebunii pulii, ce-am întâlnit eu? Icoane, nu fac laba, nu, sunt virgină. Mă uitam la ei, bă, să mă dau dracu. Ăștia sunt chiar cretini la cap. Da, sunt cretini. Bă, la oamenii normali e o icoană, două acolo pe perete. În restul poate au tablouri sau alea. Nu, la nebunii pulii trebuie să fie nu știu câte icoane. Că eu nici nu le puteam număra, că erau prea multe să-mi bau pula. Și ai dracu să... cu atâtea icoane? Sunt și ai dracu să-mi bau pula. E nasol. N-au nici bani. Păi cum ai bani? N-au bani. Aia, sol. Și de ce cu religii? Te duci la biserică cu nebunii pulii, fug nebunii pulii de la biserică. Rămâi tu un pic, bă, ce pula mea? Am venit cu asta sau nu? Nu, suntem mișto, dar ne e silă de tine. Bine, atunci o să-mi fi și mie silă de tine. Ia să vezi tu cum fac eu. Păi noi stăm cu cățeluși și pluși. Ce are? Păi avem grijă de cățeluși. Păi eu s-ar putea să fiu asemănător ție în specia ta. No! Nu ești! Păi s-ar putea să nu fiu, că tu ești urâtă și grasă. Aaa! Mă violează! Fata nu te violează. Nu fac nimic. Mi-e scârbă! Să-ți fie. Mă doare în pulea. Bine că ești vie. Și asta e tot. Pa. Nu mai pot. Aaaa.